La câțiva kilometri de Craiova, aproape de malul Jiului, conacul Argetoienilor și minunatul parc care îl înconjura erau la începutul secolului 20 locul de relaxare al familiei, locul unde tânărul Constantin Argetoianu își petrecea vacanțele și își primea prietenii. Moșia Breasta a aparținut din secolul al XVIII-lea boierilor Argetoianu. În anul 1928 cuprindea alături de conac și parc o cramă, o moară, presă de ulei, magazii, grajduri pentru vite și toate instalațiile moderne pentru agricultură. Plantațiile de nuci și viile nobile de la Breasta erau mândria acestei moșii, care din 1904 până în 1934 a figurat pe numele mamei Constanța Argetoianu, iar apoi pe numele lui Constantin Argetoianu. Familia boierilor Argetoianu este foarte veche și încă din secolul al XVII-lea sunt consemnați în documentele vremurilor ca logofeți, cluceri sau căpitani. Chipurile boierilor argetoieni se mai pot vedea și astăzi ugrăvite în lungi șiruri de ctitori în bisericile vechi din satele Argetoaia, Breasta și Braloștița. Biserica din Parcul Brestei a fost ridicată în anul 1732 de Gheorghe Bengescu și de soția lui Maria Argetoianu. Frumos așezată deasupra unui cot al Jiului, biserica păstrează și astăzi memoria argetoienilor. În 1904, datorită unui cutremur, a căzut turla și atunci familia Argetoianu a redat-o comunității. Și în 1909 biserica a fost restaurată și de aceea avem pictură în frescă, pictura originală și pictura în ulei. Biserica este în formă de navă și are la intrare în naos ctitorii, unde apare și soțul lui Maria Berneasca Stonicească, Radu, și fiul său Gheorghe. Avem episcopul Filaret al Râmnicului, care a sfințit biserica. Ioan Argetoianu a murit în 1928 la Viena și a fost ținut în biserică, așa cum mi-au spus bătrânii, 2 săptămâni ca să facă acest cavou. Și pe cruce nu i s-a scris numele, așa cum se scrie pe oricare cruce, decât au fost buni și mult iubiți, fiindcă ei au ajutat enoria și parohiei Breasta, cei care se căsătoreau, li se făcea casă, cei care făceau copii, li se dădeau vacă cu lapte, de Paști, de Crăciun, veneau aici și le dădea ajutoare, îmbrăcăminte, și de asta au fost iubiți și mult apreciați. A făcut și pentru socrii lui, care era familia Oteteliștianu, cum îi avem aici, și chiar și Constantin își făcuse cripta aici, și în 1994, de la Sighet, unde a murit în 1955. În 1994 s-a adus pământ și s-a pus într-o ulcică, s-a făcut aici slujba, a fost și arhitectul Niculescu, ginele, împreună cu soția sa, care era fica lui Constantin Argetoianu. Acolo s-au pus pământul care s-a adus de la Sighetul Marmațiu din pușcăria. Nepoatele lui Constantin Argetoianu au vândut acest domeniu. Da. Și acum aparține unei familii, domnul colonel Sandu Ion, din București, a cumpărat aici, și familia
arhitect Niculescu ne-a lăsat și nouă, ne-a făcut cadastru pe acest loc, dar nu tot. Încă 10 metri aici în față este a familiei Niculescu. După ce i s-a luat conacul, a devenit sediul IAS-ului Breasta, care a fost întreținut foarte bine și în 2004, când acest teren a fost vândut și dat și împreună cu... a trebuit să ne facem partidă separată și a fost foarte greu. Constantin povestește în memoriile sale că îi plăcea foarte mult să vină aici la Breasta și să meargă și la Argetoaia, de unde se zice că s-ar trage acest nume. Eu am prins când în 88 încă mai erau acei trandafiri care i-a pus fântânile carteziene, care fiindcă a făcut și un turnul de veche acolo de unde venea apa. Mai are aici chiar partea aceasta, noi numeam Casa Galbenă, unde stătea grădinarul care avea grijă de flori, de chiar aici la intrare, se spune, eu nu cunosc decât ce am găsit. Era o intrare și era o casă care s-a presupus că ar fi casa făcută pentru preot. Aveau vile care și astăzi mai există spre Crovna, acolo unde este și crama. De asemenea, aici în spate mai avea o cramă care era a familiei. Erau foarte ocupați de către și iubeau Breasta. Chiar în memoriile sale, Constantin Argetoianu zice, în 1946, când a mers la Paris, a zis: vreau să mor la Breasta. Familia Argetoianu a fost preocupată de aspectul parcului de la Breasta. În octombrie 1893, Constantin Argetoianu, student la Paris, își îndemna mama să planteze intens la Breasta. Visa la un parc franțuzesc cu alei în formă de stea și cu arbori centenari. Chioșcul din parc, bolta de roze și aleile parcului sunt evocate în memoriile lui Argetoianu, iar ilustratele cu imaginile parcului sunt folosite pentru corespondența familiei. Am descoperit în arhive, chiar am cercetat lucrul ăsta și am descoperit în arhive corespondența lui Argetoianu cu părinții. El era student la Paris încă și se interesa de parc. Foarte mult l-a interesat parcul. Și dorea să facă un parc franțuzesc, vorbea de speciile de copaci. Taică-său, generalul Argetoianu, îi spunea că a pus în pepinieră 3.000 de tei ca să-i planteze anul viitor când vor crește mai mult și mai nu știu cum. Ce nu am găsit, dar am suspiciunea că parcul de la Breasta ar fi fost făcut de Pinar sau de Rădon, cei care au făcut parcul Romanescu și grădinile din jurul bisericilor, toate parcurile din Craiova sunt făcute de ei. Nu cred că Argetoianu nu a apelat la acești artiști peisageri ca să-și facă parcul, care e foarte frumos. Însă, din păcate, astăzi parcul e degradat complet. Înainte era o splendoare și acele fotografii care sunt comandate totuși într-un tiraj, adică nu sunt fotografii de autor. El nu s-a pozat pe o alee a parcului și există o singură fotografie. A făcut multe fotografii care să fie utilizate drept cărți poștale de către familie. Și ei utilizau în corespondența lor cărțile poștale cu parcul. Părinții lui Constantin Argetoianu au fost urmași ai unor mari familii boierești din Oltenia, dar și persoane cultivate și instruite în școli reputate din țară și străinătate. Tatăl, Ion Argetoianu, a înaintat în cariera militară până la gradul de general,
după ce a studiat la București, Paris și Metz. A fost ministru de război și vicepreședinte al Senatului României în guvernările Partidului Conservator. Mama, Constanța Argetoianu, provenea din familia Otetelișanu, una dintre cele mai vechi familii ale Olteniei. Cultivată și interesată de valorile civilizației europene, a fost autoarea unor traduceri publicate după cărți franțuzești dedicate educației mamelor și institutoarelor. Constantin Argetoianu scrie în amintirile sale că s-a născut la 3 martie 1871, a copilărit, s-a copt și s-a răscopt odată cu statul român modern. În casa părintească, la Breasta mai întâi, printre străini apoi. Prioritățile lui Constantin Argetoianu în viață au fost diplomația în anii tinereții, politica și memorialistica în anii maturității și la bătrânețe. În acest parc, la anii 1930-1938, era raiul de pe pământ. De ce spun asta? Pentru că familia Argetoianu, care deținea o avere impresionantă, peste 1000 de hectare de pământ, și care se poziționase în această zonă ca familia cea mai reprezentativă, și care și-a legat numele de localitatea Breasta și de Argetoaia, a făcut tot ce a stat în putință să se ridice la înălțimea tradiției istorice pe care i-o recomandau și trecutul, și familia, și originile. Deci, exista aici, la Breasta, un conac absolut fascinant, descris în literatura de specialitate, cu niște alei care sunt foarte bine prezentate în această carte scrisă de un oltean de-al nostru, Stelian Neagoe. Cartea se numește Politică și destin, Constantin Argeteanu, și este apărută la editura Machiavelli în anul 2012 și conține câteva fotografii care ne dau răspunsul la întrebarea dumneavoastră punctuală. Aleile parcului erau absolut splendide, cu trandafiri, cu flori. Exista o terasă care avea vedere spre malul Jiului și era, o imagine de poveste, care de altfel este evocată și în bogata corespondență pe care Argeteanu a întreținut-o de-a lungul timpului cu mari personalități care au venit la Breasta, între care Nicolae Iorga, Constantin Cegiurescu, Alexandru Averescu și multe, multe altele, dar aș sublinia într-un mod cu totul deosebit corespondența cu Marta Bibescu, o talentată scriitoare și o foarte bună cunoscătoare a lumii mondene a celor vremuri, care ea însăși a fost la Breasta și într-un unele dintre scrisorile ei evocă frumusețile acestui peisaj. Personalitatea remarcabilă a lui Argeteanu s-a putut observa încă din tinerețe, pentru că el s-a născut la 3 martie 1871 la Craiova și a urmat cursurile primare la școala numărul 1 Obedeanu, de altfel o școală, prima școală din Craiova și a doua din țara românească, unde au mai învățat între alții și Tudor Vladimirescu și Nicolae Titulescu. Și a învățat în Craiova doar până la 1881, pentru că tatăl său, generalul Ion Argeteanu, fiind un alt ofițer al armatei române, a trebuit să fie detașat la București și atunci și familia l-a urmat
din 1882, de aceea studiile liceale le va face la București, la prestigioase licee, cum au fost Matei Basarab, Sfântul Sava sau Sfântul Gheorghe. Diploma de bacalaureat a luat-o la Universitatea din București, pentru că atunci bacalaureatul se susținea la universitate, cu rezultate foarte bune, și așa cum ați precizat, a urmat Facultatea de Drept, primind și dreptul de a deveni avocat, dar nu se va folosi de acest drept al său, și pe aceea de medic, ambele obținute în Franța, la Paris. Este foarte adevărat că personalitatea lui în epocă este una controversată. El a fost caracterizat ca fiind cinic și versatil. Un om cu un simț accentuat al istoriei, cu un condei absolut formidabil pe care l-a valorificat în scrierile sale zilnice și care ne-au fost păstrate în cele 11 volume de memorii publicate de același Stelian Neagoe, dar atras de două lucruri extraordinare care l-au pasionat toată viața: politica și istoria. Pentru acestea a trebuit să plătească tribut chiar cu viața sa, la finalul carierei sale politice și la sfârșitul vieții. Este interesant că, deși avea studii juridice și medicale, a optat pentru diplomație. Și între 1889-1890 și până în 1913 va fi diplomat în primele trepte ale carierei diplomatice în capitale reprezentative ale Europei acelui timp, adică la Paris, la Viena, la Constantinopol, adică acolo unde se făcea politica europeană. Și a avut foarte mult de învățat din aceasta, a luat pulsul Europei. Este interesant de observat că nu a făcut nicio vizită la Moscova. Va face o vizită la Sankt Petersburg și la Odessa în timpul Primului Război Mondial, dar a avut din start o concepție pe care probabil a moștenit-o din familia. Una conservatoare, pentru că tatăl său fusese membru al Partidului Conservator, iar el a fost caracterizat și de istoricii care au cercetat cu acribie științifică viața sa politică, drept un traseist politic, un globetrotter, fenomen care nu este foarte cunoscut și în zilele noastre, pentru că nu este străină nici unor politicieni din zilele noastre. Numai că Argetoianu, prin calitățile sale, prin modul de exprimare, prin cunoștințele sale diplomatice, prin sistemul de relaționare, a reușit să atingă cele mai înalte demnități în statul român, fiind și prim-ministru, și ministru de externe, și președinte de senat, și deputat. Deci a bifat, ca să spun așa, toate demnitățile timpului său. Debutul în politica lui Constantin Argetoianu a avut loc la 3 noiembrie 1913 alături de Partidul Conservator. Despre debutul parlamentar, Constantin Argetoianu nota: a fost o zi de mare emoție pentru mine. Nu cunoscusem până atunci timiditatea. Trecusem 177 de examene universitare jucându-mă și mă înfățișasem în cariera mea diplomatică celor mai puternici suverani a Europei fără să mă tulbur. Ideea de a urca la tribuna Senatului mi-a întors însă inima pe dos.
După vârfa pledoariei mele în favoarea marii proprietăți, după succesul meu electoral, prietenii ca și adversarii mă pândeau la tribună. Simțeam că și unii și alții sperau să mă vadă dând greș, în teama lor să nu mă ridic prea repede. Aceste începuturi ale carierei mele politice au fost zile luminoase și frumoase, pe care le-am plătit, vai, scump în anii care au urmat și care m-au făcut să blestem ceasul în care am părăsit serviciul diplomatic. Dar în primele luni ale anului 1914, toate îmi surdeau și izbânda îmi părea sigură pe toate terenurile. Un om cu viziunea sa politică și cu flerul care l-a caracterizat tot timpul existenței sale, a făcut o eroare fundamentală când în 1946, după ce cu 2 ani înainte plecase din țară, să aibă naivitatea să creadă că întorcându-se în țară va putea deveni din nou lider de partid sau chiar prim-ministru. Încât întotdeauna să știți că viziunea politică a lui Argetoianu a fost una pro-occidentală. Și faptul că a studiat în Franța, faptul că a stat în Elveția, faptul că a avut contacte cu lumea civilizată europeană, l-a propulsat în rândul celor care au fost pentru o alianță cu Vestul și niciodată cu Estul. De aceea, din această perspectivă, el a avut simțul politic necesar al acelor vremuri. Din perspectiva istoriei, faptul că a oscilat atâta între mai multe partide politice arată și o anumită inconsecvență sa doctrinară și faptul că probabil ca mai toți politicienii timpului era foarte interesat de anumite posturi cât mai înalte în ierarhia demnităților vremii.